Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul La Română, cel mai tare canal dedicat limbii și literaturii române. Dacă este așa, reacționați cu mare, mare, mare like și share, evident, peste tot. Astăzi vom face un test de tip quiz, dar l-am numit test quiz simulare bacalaureat. Bine, vom face doar câteva întrebări, da, la care voi răspunde detaliat. Vă puteți distra pe eromana.ro, cel mai tare site dedicat limbii și literaturii române. Aveți aici secțiunea de jocuri online dedicată bacalaureatului și gramaticii limbii și literaturii române. Evident, o pregătire pentru evaluare națională. Da? Avem aici despre verb, avem foarte multe aspecte și despre bacalaureat. Doar dacă intrați aici și dați bac, bac, veți vedea foarte multe quizuri. Așadar, să începem, dragi prieteni. Așa. Perspectiva narrativă poate fi de trei feluri, de două feluri, de un singur fel, dar perspectiva narrativă poate fi de două feluri, adică obiectivă și subiectivă. Obiectivă în momentul în care naratorul relatează la persoana a treia, adică are o focalizare externă, da? Este omniscient, omnipotent, omniprezent, adică știe tot, poate tot, este peste tot. Și avem naratorul subiectiv, da? Naratorul de tip om, așa cum îl numește Camil Petrescu, da? Un narator care este personal sau poate să fie și martor, desigur, și relatează la persoana întâi, da? Este o percepție proprie a evenimentelor, adică o filtrare a evenimentelor prin propria conștiință. Trecem mai departe la următoarea întrebare. Narațiunea este un mod de expunere specific genului epic, genului dramatic, genului liric. În genul dramatic regăsim ca mod de expunere predominant dialogul sau monologul, dacă vorbim de operele dramatice moderne sau postmoderne, unde domină, da, soliloquiul. Și în genul liric regăsim, desigur, descrierea, așadar narațiunea este modul de expunere specific genului epic, da? Dar, desigur, genul epic, ocupându-se cu relatarea de evenimente, este clar că regăsim și dialogul și descrierea în genul epic, dar narațiunea predomină. Narațiunea înseamnă înlăturire de evenimente. Să trecem mai departe. Hopa, George Bacov este un scriitor. În ce curent literar se încadrează George Bacov? În realism, da? Nu putem vorbi de poezie realistă. În romantism, adică este un scriitor romantic sau simbolist, da? George Bacovia se află pe ultimul nivel al simbolismului, poet deosebit simbolist. Textul argumentativ este structurat din ipoteză, concluzie sau argumente, ipoteză, argumente, concluzie, introducere, expozițiune, cuprins. În partea de ipoteză, apoi argumentele și concluzia în ipoteză, da? Prezentăm puțin problematica textului argumentativ, iar în argumente demonstrăm ipoteza, prezentăm și problematica în ipoteză, dar și punctul nostru de vedere. Suntem sau nu suntem de acord cu cerința, apoi argumentele care au scopul de a demonstra validitatea ipotezei și concluzia, da, care rea pe ansamblu. Dintre romanele următoare, care este Interbelic, Moromații, povestea lui Harapal, Vandată cu capcană, sau Ion, Interbelic, între cele două războaie mondiale? Ion este publicat în 1920, un an istoric, așa cum îl numește Eugen Lovinescu, anul în care avem și noi roman modern, ha? Romanul care se racordează cu tendințele europene, o nouă vârstă a romanului cu acest roman Ion. De Liviu Rebreanu, care este primul roman modern, subiectiv, atenție, subiectiv, adică narațiunea este la persoana întâi, Ion Moromeții sau Ultima noapte de dragoste, lui Camil Petrescu îi aparține acest roman, care este primul roman modern, subiectiv, deci prin Camil Petrescu literatura română câștigă foarte, foarte, foarte mult. Care roman începe și se finalizează cu un drum, dacă vă mai amintiți, Moromeții, nu avem descrierea unei familii care merge la Seceriș, dar în Ion avem un drum de intrare în Pripas și un drum de ieșire din Pripas, adică un simbol de intrare în lumea ficțională și de ieșire din lumea ficțională, da? Curgerea vieții,
parcurgerea implacabilă a timpului. În ce roman întâlnim stilul anticalofil în Baltagul, în Moromeții sau în Ultima noapte de dragoste? Ce înseamnă anticalofil, da? Calofil, calofilia, înseamnă a scrie, a frumos. Bine, a scrie frumos, da? În sensul în care prelucrezi cuvintele, da? E un anumit stil de a redacta literatură, în momentul în care cauți cuvintele cele mai frumoase, da? Cuvintele cele mai literare, deși odată cu literatura modernă știm că orice cuvânt poate să devină literar, de stilul anticalofil, o negare a scrisului frumos, a scrisului extrem de prelucrat, da? Și practic redarea verosimilității romanului, nu? Pentru că de multe ori, știu, un cizmar sau un soldat nu ar avea un limbaj extrem de elevat. Atunci, prin acest stil, avem o veridicitate acolo, verosimilitate. Da, trecem mai departe. Aveți 40 de întrebări aici. Sintagma, suferință, dureros de dulce, este celebrul oximoron. Ce este arta poetică? Un gen literar? Nu este un gen literar. O tehnică narrativă? Nu. Este un tip de poezie, da? În care orice tip de poezie poate să fie un sonet. Arta poetică, da? Poate să fie un madrigal. Orice tip de poezie, dar trebuie, da, să fie expusă propria concepție a unui poet despre poezie. Că diverse paliere ale poeziei, raportul dintre poet și societate, raportul dintre poet și poezie, da? Raportul dintre poeci diverse paliere care țin de zona asta artistică. Modernismul se opune cui? Evident, tradiționalismului. Mai facem 2-3 întrebări. În ce roman îl întâlnim pe Vasile Baciu? Și a cui este el tatăl? Este tatăl Anei. Așa, sintagma. Cartea mea, fiule, o treaptă. Iată sintagma celebră argheziană. Trecerea spre nouă dimensiune ontologică. M-am distrat aici. Efectele spirituale ale lecturii sau iubirea pentru natură, da? Cartea o treaptă, adică te înalță spiritual. Sunt efecte spirituale pe care lectura le are asupra fiului, asupra cititorului. Și vorbim despre romantism și Nechifor Lipan este un personaj. Este un personaj absent, dar extrem de important, care generează desfășurarea acțiunii. În ce curent literar întâlnim tehnica engambamentului, în tradiționalism, modernism, romantism sau simbolism. În modernism este o tehnică care presupune să-ți continui ideea pe rândul următor, să începi rândul următor cu literă mică, ca să nu fii încorsetat cognitiv. Cine este părintele modernismului? Lovinescu aici, da, cel care vorbește despre teoria sincronismului, cel care fondează, da, Cenaclul, Zburătorul și totodată Revista Zburător, care oferă un aport extraordinar dezvoltării literaturii române. Ce rol au indicațiile scenice? De a oferi diverse informații, dar didascalile ne oferă informații despre acțiune, despre decor, despre spațiu și timp. Și este o idee poetică, mesajul central al textului, abordare specifică modernismului sau propria viziune a eului liric despre rolul poeziei, da? Rolul poeziei îl întâlnim în poezia de tip artă poetică, da? Abordare specifică modernismului nu, pentru că avem idee poetică de când e lumea, practic mesajul central al textului, cu ce rămânem, da? Ideea. Și mijlocul artistic, da? Totalitatea de instrumente, de elemente arhitecturale pe care poetul le folosește pentru a contura tocmai această idee, da? Figuri de stil, diverse tehnici. Roman psihologic este Ultima noapte de dragoste. Dacă v-a plăcut acest quiz, continuați-l pe eromana.ro și dacă v-a plăcut acest videoclip, evident, nu uitați să dați mare, mare, mare like. Vă iubesc și ne auzim în curând. Toate cele bune!